A mai rămas puțin timp până la alegerile prezidențiale din Statele Unite, iar Donald Trump și Kamala Harris aleg locații emblematice pentru a-și face ultimele meeting-uri înainte de marea confruntare la vot. Trump ține astăzi un meeting în Madison Square Garden din New York, în timp ce Harris merge la White House Ellipse. Concret, amândoi vor să convingă alegătorii indeciși și să crească prezența la vot, asta pe fondul unor sondaje care anunță o luptă foarte, foarte strânsă. Cu toate detaliile vine colegul meu, Felix Damian. Cei doi candidați se concentrează pe locații emblematice pentru că vor să obțină un impact puternic pe finalul campaniei. Trump alege Madison Square Garden și asta ne arată încrederea lui în carisma pe care o are în fața publicului și dorința de a atrage atenția mass media într-un oraș predominant democratic. Este un loc iconic, va aduce acoperire națională, în special în statele cheie. Alegerea lui Harris pentru White House Ellipse este simbolică de asemenea, face legătura cu evenimentele controversate ale lui Trump de acolo. Ambii candidați caută astfel să-și mobilizeze susținătorii, dar și să atragă micile grupuri de alegători indeciși, în condițiile în care ultimul sondaj anunțat de CNN arată o egalitate de 47% între alegătorii probabili ai celor doi candidați. Harris își axează finalul campaniei pe dreptul la avort, un subiect cheie pentru democrați după decizia Curții Supreme din 2022. Campania ei subliniază o listă de sarcini pentru obiective progresiste, vizează independenții și republicanii moderați. Pe de altă parte, Trump o critică pe Harris pentru politicile sale privind imigrația, un subiect central de asemenea în campania sa. El folosește un limbaj dur referitor la imigranții ilegali, acuză democrații că au slăbit securitatea la frontieră, în timp ce Harris are susținerea puternică a femeilor privind drepturile reproductive. Mesajul lui Trump despre imigrație rezonează în special cu alegătorii care prioritizează securitatea și stabilitatea economică.